Bine v-am regăsit. Ce vedeți aici pe această masă de lucru sunt instrumentele mele pe care le folosesc atunci când vreau să trasez și să însemnez ceva pe o piesă. Sunt câteva echere, câteva rigle, o să le iau rând pe rând și o să vi le arăt în detaliu pe fiecare și ce pot să fac cu fiecare. Unele le-ați mai văzut prin alte clipuri. Am și ceva noutăți, cum este acesta de aici de la IATO, pe care o să-l vedem imediat. Haideți să încep așa dintr-o parte. Astea două sunt niște echere pe care am văzut că le folosește foarte multă lume. În primul rând pentru că sunt ieftine, sunt accesibile și sunt și foarte ușor de folosit. Mie îmi plac astea, le folosesc în special la confecții metalice. Merg foarte bine, au această bază aici, capătul de la L, destul de lat și se poate trasa foarte ușor, atât la 90 de grade, cât și la 45. Și de asta le prefer și le folosesc cel mai des. Asta este de la Lumitools, nu sunt foarte convins că este foarte, foarte precis, am impresia că are ceva abatere, dar așa cum vă spuneam, pe distanțe foarte scurte, la trasat locul unde vreau să tai o țeavă, o rectangulară, merg foarte bine. Ăsta este de 30 de centimetri, ăsta este în același stil construit, aceeași formă, de la Build XL. Ăsta este de 40 de centimetri, deci un pic mai lung. Nu sunt ele foarte rezistente așa, dar merg foarte bine la diferite operațiuni și așa cum vă spuneam mai devreme, le prefer pentru că se poate trasa foarte ușor cu ele. Pe urmă am această riglă, cred că v-am mai arătat-o într-un clip atunci când am cumpărat-o. Este o riglă de 61 de centimetri pe care am găsit-o într-o feronărie aici la mine în oraș. Și mi-a plăcut că are acest mâner, pot să o țin foarte bine, să o cuprind și cu ea pot să trasez atunci când am nevoie să trasez undeva. Este din aluminiu, destul de solidă, grosuță, îmi place. Are aici o gaură și pot să o prind și într-un cui undeva, într-un holșurub în atelier. Are și două nivele, orizontal și vertical, însă nu le-am folosit niciodată, nu mă încred în ele. Nu am bază că sunt foarte precise. Pe o latură este în sistemul nostru metric, deci 610 mm și pe cealaltă este în inci, până la 24 de inci. Destul de comodă, foarte ușoară și confortabilă așa la treabă. Imediat trasez cu ea câte ceva. O dau și pe asta deoparte. Tot ca riglă am una de 1 metru. Asta este luată din Dedeman, văd că scrie Holzer pe ea, deci de acolo am luat-o. Tot la fel are pe o parte sistemul metric, pe cealaltă parte sistemul imperial. O riglă pe care o folosesc de regulă la suprafețe mai mari, la foi de OSB, gips carton, PAL și așa mai departe, pentru că te descurci cu ea foarte ușor. Nici asta nu este foarte rigidă, dar nici nu cred că ar avea nevoie să fie mai rigidă de atât. Deci o riglă de 1 metru, foarte simplă, pe care eu o folosesc atunci când am suprafețe mai lungi de măsurat și trasat. Și mai am două echere mai speciale pentru tâmplărie. L-am pe acesta de la Wolfcraft, este modelul de 29 de centimetri, nu, de 30 de centimetri, mai au încă unul de 50 de centimetri, poate reușesc să fac rost și de acela. Hai să-l dau pe ăsta de la IATO deoparte și să vorbim un pic despre cel de la Wolfcraft. Așadar, cum îl vedeți și voi, este un echier care oferă mai multe variante de trasare, asta mi-a plăcut inițial la el. Nu știu exact din ce material este, dar este foarte rigid, foarte dur. Totuși am impresia că este vopsit cu ceva. Știu că cineva care a cumpărat aceste echier se plângea la un moment dat că l-a uitat într-o seară în iarbă sau ceva afară și l-a găsit
ruginit într-un loc unde îi sărise vopseaua, de altfel și eu l-am zgâriat un pic într-un loc. Uite aici, de exemplu, l-am atins cu ciocanul de gumă și s-a dus acest însemn. Hai să vă spun ce îmi place și ce nu-mi place la acest echier, pentru că sunt și aspecte care nu îmi plac. Așa cum am spus prima dată, îmi place că este destul de solid. Lungimea nu este foarte mare, dar cum v-am spus, mai există varianta de 50 de centimetri pe care îl găsiți prin magazine. Mi se pare că l-am văzut și în Dedeman, dacă nu mă înșel. Are un raportor până la 90 de grade cu care puteți să, sau de care puteți să vă ajutați ca să însemnați diferite unghiuri. Vedeți că aici, pe latura asta mai scurtă, are câteva găurele unde au trasate deja niște măsurători standard, așa am impresia că astea se folosesc pe la balamale, pe la mobilier, distanța între ele și așa mai departe, cred eu. Asta numai un tâmplar poate să-mi confirme chestia asta, dar asta este intuiția mea. Aici observați că are deja un ghidaj așa pentru 30 de grade care se continuă aici, iar această latură cu 45 de grade se continuă acolo. Deci practic putem să-l folosim. Am tras o linie aici, încă una aici, după care putem să le unim pe acestea două și avem o linie trasată la 45, sau putem să ne folosim de această margine care este tot la 45. Aici urmează și partea care nu îmi place, despre care vă spuneam mai devreme. Nu-mi place această bază în felul cum este construită, deci această margine de aici la 45 este destul de mică și nu ai un control foarte bun, cum am de exemplu la cele pe care vi le-am prezentat mai devreme, alea galbene. În schimb, la 90 de grade nu este o problemă, trasarea se face foarte ușor. Singura problemă pe care o constat eu este aceea că la 45 este un pic mai dificil de trasat, dar mă pot folosi de această latură de aici și să continui acolo în felul ăsta. Dacă observați și voi, aici la aceste gradaje în centimetri este câte o găurică în dreptul fiecărui centimetru. O chestie foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere, pentru că, de exemplu, dacă vreau să trasez, vreau să decupez din această foaie de pal, să zicem, o porțiune de 5 cm, atunci putem să facem în felul următor. O să ne ajutăm de aceste găuri care sunt trasate aici și o să, să zicem, la 5 cm, da, la 50 de mm. O să ne uităm la partea din interior, pentru că cealaltă pleacă de aici, asta pleacă exact de la marginea care vine pe, care corespunde cu marginea foii pe care vrem să o trasăm. Și atunci, cu un simplu creion, am băgat în acea găurică și mergem în lateral. Am trasat o linie dreaptă, iar aici avem 5 cm, putem să venim cu circularul sau cu pendularul și să tăiem acea porțiune de material. Asta e o chestie care îmi place, pentru că se trasează foarte ușor. Am văzut că se mai pot trasa și cercuri cu acest echier. Să vedem dacă reușesc și eu. Știu că această bază, din câte am văzut și eu pe la alții, se poate da jos, ca să putem să-l folosim și pentru trasarea unor cercuri. Hai să vedem dacă ies aceste două șuruburi de aici. Mai trebuie puțin desfăcut. Și probabil că mai are câteva funcții care mie acum în momentul ăsta nu-mi vin în cap. Am urmărit și eu niște materiale înainte să mă apuc să fac acest clip și am văzut că poate fi folosit într-o varietate de moduri pentru a măsura și trasa. Am reușit în cele din urmă să desfac această bază. Iese cu destul efort. Eu am mai încercat să o mai desfac o dată și m-am chinuit destul de tare. Și vedeți, am scos-o de acolo. Hai să dau astea deoparte, să încerc să nu le pierd, ca să le pot monta mai târziu. Și în felul ăsta, cu echierul, te poți juca acum pe suprafață de lucru fără să mai fi incomodat de această margine. Pentru cercuri, de exemplu, vrem să trasăm un cerc, hai să zicem, cu o rază de 20 de centimetri. Va trebui să începem de la 0, de undeva, de aici de la 0, o să mergem la 10,
Eu folosesc un trasator din ăsta de metale, puteți să folosiți un alt creion și în acest fel o să putem să desenăm un cerc, să vedem dacă și reușesc aici, dacă îmi permite această placă, să pot să trasez un cerc cu un diametru de 20. Nu. O să vă fac așa demonstrativ pentru că am câteva piese aici care nu-mi dă voie să mă desfășor foarte bine. Ați înțeles voi ideea cam cum se trasează. Deci o modalitate foarte simplă. Fără acea margine din cauciuc sau din plastic din ce este, e un pic mai greu să-l folosiți așa, pentru că nu mai are aici pe ce să se sprijine. Deci cam asta puteți să faceți cu aceste chei de la Wolfcraft. Probabil că am omis alte câteva posibilități de trasare. Aveam un abonat care mă întreba dacă am verificat cumva dacă aceste chei este perfect în 90 de grade. Eu nu prea am cum să verific acum dacă este 90 de grade, dar cred că da, văd că această bază aici, această margine din plastic, intră destul de greu, iese destul de greu, se prinde cu aceste șuruburi și nu văd cum ar putea să se deplaseze de acolo ca să-l descentreze cumva. Ca atare, astea sunt lucruri care îmi plac și care nu îmi plac legate de aceste echeri, totuși eu îl folosesc pentru că este destul de solid, de rigid așa, însă mă gândesc că poate era mai bine pentru Wolfcraft să fi făcut acest material, să nu-l fi vopsit și doar să fi impregnat cumva aceste cote de măsurare, pentru că în momentul în care l-ai lovit sau l-ai scăpat și l-ai decupat, ai luat vopseaua de pe material, e posibil să se deterioreze foarte repede. Iar această talpă ar fi putut să fie gândită altcumva, nu știu. Această bază la 45 este destul de mică și se trasează un pic cam greu. Iar acesta este un echer de la Yato, este unul de 30 de centimetri și da, este în sistemul metric. Eu inclusiv am căutat să cumpăr așa ceva de pe internet foarte mult timp. Găsisem ceva de la Silverline pe Mac, dacă nu mă înșel. Însă era în sistemul imperial, iar la fel pe alte site-uri văzusem ceva în sistemul ăsta, numai că toate erau în sistemul imperial. Deci practic nu se producea pentru piața asta noastră și l-am găsit pe ăsta de la Yato, l-am găsit pe autobit.ro la un preț foarte bun. O să las link și în descriere pentru cei care ați căutat genul ăsta de echer și nu l-ați găsit. Dacă vă place ăsta, eu vi-l recomand pe acesta. Așa cum am spus, este de 30 de centimetri. Vedeți că are și grade aici, putem să măsurăm foarte ușor gradele până la 90, la 45 și după aia mergem și trasăm linia respectivă. Un echer destul de simplu, foarte ușor de folosit. Îmi place că este solid, este destul de gros. L-am măsurat, are 4 mm în grosime. Are o bază aici, o talpă destul de lată, vedeți și voi că stă în picioare fără niciun fel de problemă și este foarte ușor de folosit, atât pentru trasare la 90 de grade, mă scuzați, cât și la 45, foarte ușor de folosit. Am nevoie să, nu știu, de aici, de exemplu, să tai la 75, că tot este aici. Mi-am trasat aici frumos la 75, am venit cu tine de acolo. Mi-am trasat la 75, un echer solid, destul de zdravă. Acest echer se poate folosi foarte simplu pentru a trasa linii paralele față de marginea bucății pe care este așezat. Cum faceți asta? Așezați vârful creionului pe una dintre pozițiile prestabilite deja, în funcție de distanța la care vreți să trasați linia paralelă și pur și simplu împingeți de echer. Simplu, nu? Aici pe partea asta văd că tot ei au trecut să convertești din milimetri în inci, pentru cei care vor să, sau pentru cei care îl folosesc în inci. Sper că este fabricat, turnat la 90 de grade, dar nu văd de ce nu ar fi.
sunt relativ simplu de făcut, pentru că practic le toarnă probabil niște matrițe sau ceva și cred că sunt la 90 de grade. Ca atare, astea sunt instrumentele mele pe care le folosesc la măsurat și la trasat. Vă las și link unde să găsiți acest echer dacă vă interesează. Astea de la Wolfcraft se găsesc destul de ușor și în Dedeman și am văzut și pe multe alte site-uri, deci sunt relativ ușor de găsit. Ca atare, noi o să ne reauzim la următorul video. Până atunci eu vă doresc mult chef de treabă și numai bine!